În cea de-a treia lecție de mecanică newtoniană, vom discuta despre mișcarea rectilinie uniform variată. Să începem cu definiția acestei mișcări. Mișcarea rectilinie uniform variată a unui mobil are loc atunci când traiectoria sa este rectilinie și vectorul accelerației este constant. De aici vine numele de mișcare uniform variată și anume viteza. Unei astfel de mișcări se schimbă în timp, dar la o rată de schimbare constantă, deci ea crește sau scade uniform în timp, deci uniform variat. Din definiția accelerației medii pe care am dat-o în lecția trecută, putem scrie că accelerația medie este egală cu viteza finală minus viteza inițială, împărțită la momentul final minus momentul inițial al mișcării, și, în concluzie, această cantitate este o constantă în cazul uh, mișcării despre care vorbim. Uh, amintesc că, în general, această uh, accelerație medie este o funcție de delta T. În cazul mișcării rectilini uniform variate, această dependență nu mai are loc. Dacă alegem sistemul de referință astfel încât T0 să fie egal cu 0, deci, nu mai avem un moment inițial în acea ecuație. Obținem direct de, din această relație legea vitezei, și anume V, ca funcție de timp, este egal cu V0 plus A înmulțit cu T. Important de notat în această ecuație este că singura variabilă în partea dreaptă a relației este timpul T. V0 și A fiind două constante. Iarăși. Important de notat este că avem două tipuri de mișcări: care corespund unui semn pozitiv al accelerației sau unui semn negativ al accelerației. Mișcarea în care accelerația este pozitivă se numește accelerată, iar cea în care accelerația este negativă se numește decelerată sau frânată. Următorul pas este deducerea uh, legii uh, de mișcare sau ecuației de mișcare, adică a dependenței poziției x de timp. Pentru aceasta pornim de la definiția vitezei medii care a fost dată și în lecția trecută. Și anume viteza medie, care este o funcție de uh, delta T, este delta x, împărțit la delta T reamintesc, delta x este x minus x 0 și delta T este T minus T0, dar în cazul nostru am considerat că T0 este egal cu 0. Deci delta T este T. În concluzie obținem că X este egal cu X0 plus produsul dintre viteza medie, care este o funcție de delta T, și T. Această ecuație nu poate fi considerată încă o ecuație de mișcare, pentru că, într-o ecuație de mișcare, am avea în partea dreaptă a ecuației, toți termenii, mai puțin timpul, ca și constante. Deci, pentru a obține o adevărată ecuație de uh, mișcare, adică explicită, uh, trebuie să calculăm viteza medie ca funcție de timp și să o înlocuim în această ecuație. Pentru a face acest lucru, dăm o teoremă. Imediat, pe care nu o voi demonstra, ci numai o voi formula și apoi o voi folosi pentru a calcula această viteză medie. Totuși, la sfârșitul acestei lecții, voi face câteva comentarii apropo de această teoremă. Deci, enunțarea unei teoreme. Valoarea medie a unei funcții f de x în intervalul x1x2 este dată de această formulă fm, care e o valoare, un număr, valoarea media funcției de x în intervalul x1, x2, egal cu a, unde a este area delimitată de funcție și axa sau x între valorile x1 și x2, unde calculăm media, și diferența dintre x2 și x1. Deoarece imediat voi folosi această teoremă pentru a calcula viteza medie, nu mai dau niciun alt Exemplu pentru această teoremă matematică, vom vedea cum funcționează ea și cum se aplică direct pentru cazul nostru, și anume unde funcția f de x este de fapt v de t. Deci, pentru a obține ecuația de mișcare, folosim această teoremă. Știm că și-am demonstrat că legea vitezei este v de t egal cu v0 plus AT unde din nou V0 și A sunt două constante. Acest grafic arată această dependență a legii vitezei. Și anume, pe axa verticală avem viteza măsurată în metri pe secundă, pe axa orizontală avem timpul măsurat în secunde, iar această dreaptă este funcția noastră, și anume V de T este egal cu V0 plus AT. Da? Avem o dependență liniară de timp, care la momentul 0, T egal cu 0, vedem că V este egal cu V0, deci la timpul 0, funcția trece prin punctul V0 și apoi avem o pantă care e dată de accelerația constantă Și apoi aplicăm direct teorema pe care am discutat-o, pe care am prezentat-o în acest caz. Deci funcția noastră f de x din acea teoremă este v de t. Deci vom avea f funcția corespunde funcției noastre viteză, iar coordonata x corespunde coordonatei noastre t, argumentului t, timpul. Da? Um, intervalul pe care facem calculul vitezei medii este, corespunde lui x1 care este t0 egal cu 0 și x2 va corespunde momentului final t, da? Deci facem um, înlocuirile uh, tuturor acestor uh, relații de substituție în relația noastră pentru valoarea medie a funcției f. Deci valoarea medie a vitezei este egală cu area de subgrafic pe care o voi arăta imediat împărțită la x2 minus x1 care în cazul nostru va fi t minus 0 deci împărțit la t area de subgrafic este area de subgraficul funcției noastre care este v de t în intervalul în care vrem să calculăm media și anume 0 t deci este area pe care o hașurez eu acum Aria de subgrafic în intervalul considerat, 0t în cazul nostru. Deci, viteza medie este aria hașurată împărțită la timpul t. Observăm că aria hașurată este un trapez dreptunghic, asta deoarece avem unghiuri de 90 de grade în aceste două puncte și aria unui uh, trapez dreptunghic din geometrie știm că este egală cu suma dintre baza mare a trapezului și baza mică înmulțită cu înălțimea trapezului împărțit la 2. În cazul graficului nostru, baza mare este V, viteza finală, baza mică este V0, viteza inițială, și înălțimea este timpul trecut. Deci, aria este V plus V0 înmulțit cu timp împărțit la 2. Deci, viteza medie se va obține împărțind această uh, relație la T. În concluzie, viteza medie va fi V plus V0 împărțit la 2 ne aducem aminte că ultima relație pentru ecuația de mișcare pe care o aveam era x egal cu x0 plus vm înmulțit cu timpul. Și toată, tot acest exercițiu care l-am făcut până acum este pentru a scrie o ecuație explicită pentru viteza medie, ceea ce am făcut. Deci facem substituția și obținem că x este egal cu x0 plus v0 plus v împărțit la 2 înmulțit cu timpul și în fine Știm că V, acest V de aici, depinde de timp, printr-o lege dată de legea vitezei, și anume V0 plus AT. Făcând această substituție finală, aici, obținem că X este egal cu X0 plus V0, pentru că avem 2 de V0, și deci împărțit la 2 va da V0 înmulțit cu timpul, și în final, plus jumătate din a înmulțit cu timpul la pătrat. Aceasta este ecuația de mișcare pentru mișcarea rectilinie uniform variată. Vom continua cu deducerea relației Galilei. Până acum am găsit vari legi pentru mișcarea rectilinie uniform variată, în care singura variabilă explicită era timpul, celelalte fiind constante. În relația Galilei, eliminăm timpul din legea vitezei și ecuația de mișcare pentru a obține o dependență a vitezei de distanța parcursă. Reamintesc viteza, legea vitezei era v de t, ca funcție de t este egal cu v0 plus a t, unde din nou singura variabilă este timpul t, v0 și a sunt constante, iar viteza medie era definită ca delta x împărțit la delta t, unde delta t, în cazul nostru, era egal cu timpul t, pentru că am ales un sistem de referință în care t0 era egal cu 0. Și procedăm la eliminarea timpului din aceste ecuații. Pentru prima parte a ecuației, delta x egal cu viteza medie ori timpul, vedem că o putem obține direct din definiția vitezei medii. Delta x. Egal cu viteza medie, multi cu timpul. Viteza medie, tocmai am dedus-o pentru acest tip de mișcare, și este v plus v0 împărțit la 2. Deci, delta x este egal cu v plus v0 împărțit la 2, multi cu timpul. Și, în sfârșit, din legea vitezei, v egal cu v0 plus a ori t, eliminăm timpul. Deci, timpul este v minus v0 împărțit la a care este ultima, ultimul termen din această ecuație. În concluzie, putem scrie că 2a înmulțit cu delta x este egal cu acest produs de la numărător care este v pătrat minus v0 pătrat. Și în final putem obține așa numită relație Galilei care spune că viteza la pătrat este egală cu Viteza inițială la pătrat plus 2a ori delta x. Delta x este mișcarea efectuată între cele două momente, t0 și t. Un tip particular de mișcare uniform, uniform variată este mișcarea uniform încetinită. Ea este mișcarea rectilinie frânată cu, cu accelerație constantă. Deci, Scrind explicit faptul că accelerația este negativă, asta înseamnă decelerată sau frânată, scriem că a este egal cu minus modulului a. a. Acest minus arată explicit faptul că accelerația este negativă. Să calculăm timpul de oprire într-o mișcare uniform frânată. Pentru aceasta, punem condiția ca viteza finală să fie egal cu 0. Asta înseamnă oprire. Ne-am oprit, viteza finală este 0. Este Punând v egal cu 0 în uh, legea vitezei, aceasta de sus, deci v final este 0, obținem că v0 plus a care devine minus modul din a, înmulțit cu timpul, în acest caz timpul de oprire, este egal cu 0. Deci, obținem că timpul de oprire într-o mișcare uniform frânată sau încetinită este viteza inițială împărțită la modulul accelerației. Pentru a calcula distanța de oprire, punem aceeași condiție, și anume V egal cu 0, viteza finală egal cu 0, în relația Galilei. Și obținem că viteza inițială la pătrat, minus 2A, modul din A, ar fi trebuit să scriu aici, deci 2 modul din A, Înmulțit cu distanța de oprire este egal cu 0. Deci, distanța de oprire este viteza inițială la pătrat împărțit la 2 ori modulului a. Și, în sfârșit, v-am promis o discuție în legătură cu teorema din această lecție. În încercarea de a dezvolta teoria mecanicii uh, clasice, Newton a remarcat că există câteva tipuri de probleme ce nu pot fi modelate cu ajutorul uh, matematicii existente pe vremea lui. Uh, aceeași tip de problemă o aveți și dumneavoastră acum, uh, pentru că în clasa a când se face mecanica clasică, există anumite noțiuni de matematică ce vor fi făcute în clasa 12 a 12-a, care sunt foarte utile în dezvoltarea modelelor cinematici. Despre ce vorbim? Primul tip de mărimi despre care, pentru care avem nevoie de o matematică mai evoluată sunt așa numitele mărimi momentane, raportate la o variație infinitezimală x. Mai exact ați întâlnit astfel de mărimi, delta y împărțit la delta x cu delta x, Tinzând către 0 sau infinitezimal sau foarte mic. În lecția trecută în special în definirea vitezii medii, viteza medie, accelerația medie, dar cu și mai mult, viteza momentană și accelerația momentană erau definite folosind acest concept de variație infinitezimală. Când această variație este suficient de mică, când delta T este suficient de mic, nu am discutat acest subiect, ci nu mai am prezentat conceptul în general și am trecut mai departe. Această problemă este rezolvată în analiza matematică sau calculul diferențial, notând această cantitate cu așa numita derivată de y la dx și în felul acesta dezvoltând întregul aparat matematic care adresează problemele legate de variații infinitezimale. Un alt set, un al doilea set de mărimi pe care Newton uh, le-a întâlnit uh, și pentru care nu avea o soluție matematică sunt mările, mărimile medii ale unei mărimi Y ce variază continuu într-un interval x1x2. Deci, cum am avut y de x sau, în practică, v de t, viteza era o mărime ce varia continuu în funcție de timpul t într-un interval 0t. Și pentru aceste mărimi trebuie calculate mărimi medii. În pentru un interval dat. Um, pentru aceste mă, mărimi, analiza matematică introduce um, integrala, conceptul de integrală, deci această mărime medie este integrala de la x1 la x2 din y de x. De x. Nu trebuie, bineînțeles, să știți uh, în clasa nouă. Nici derivata, nici integrala, ele vor fi făcute în clasa 12 a 12-a, dar trebuie să ar fi util să știți de unde vin anumite concepte de matematică legate de cinematică. Și în final ca un comentariu revenind la Newton, în încercarea sa reușită de a găsi legile mecanicii clasice, a cinematicii în acest caz, a fost nevoit să dezvolte o nouă ramură a matematicii împreună cu alți avanțe vremii sale. Deci, Newton, încercând să dezvolte legile cinematice până la capăt, a fost nevoit să dezvolte primele versiuni ale calculului infinitezimal, derivate, și a calculului integral, integralele, pentru a calcula până la capăt mărimile cinematice. Analiza matematică, deci aceste concepte de matematică, se studiază Vem classe 12, 2